La noapte, cerul va avea înorări temporare în regiunile nordice, estice și parțial cele centrale, iar în Moldova, cu totul izolat, va ploua slab. În restul teritoriului, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat și trecător în est. Izolat se va semnala ceață în zonele joase de relief, temperaturile minime se vor încadra în general între 5 și 13 grade Celsius. În capitală cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 8-10 grade. Mâine vremea va fi caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Dimineața, locală în regiunile nord-vestice și centrale și izolată în rest, va fi ceață. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Oltenia. În capitală, vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 22-23 de grade Celsius. La munte, vremea va fi caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe creste.